În urmă cu 30 de ani, la Târgu Jiu lua ființă serviciul Salvamont Gorj. La trecerea a 3 decenii de la înființare, salvatorii montani și-au prezentat tehnica și echipamentul de salvare. Salvamontiștii gorjeni au expus toate echipamentele în piața prefecturii, unde au stat la dispoziția trecătorilor. Astăzi prezentăm tehnica de intervenție, pornind de la mijloacele de transport, la echipamentele de intervenție, în munte, în peșteri, în apă, pentru că facem salvări complexe. Și încercăm să rezolvăm absolut toate situațiile care apar în zona montană și submontana Gorjului. Gorjenii au inspectat echipamentul de salvare și au cerut instrucțiuni salvamontiștilor pentru eventualele accidente în drumețiile montane. Toată lumea trebuie să știe, suntem o zonă montană, trebuie să știe cu ce se mănâncă salvamontul și pentru ce și ce fac acest lucru. E binevenit, mai ales că oricare dintre noi ne putem afla într-o situație extremă. Doamne ferește, da! Acum cu Transalpina toată lumea merge acolo și bineînțeles că trebuie să știm. O să întrebați legat de tehnică, de modul de intervenție? Nu, nepoții mai mult. Ei sunt cu domeniul, de asta am și venit. Ei vor să știe cum se desfășoară acțiunea de salvare. Da, da, da. De departe, cei mai încântați de tehnica salvamontiștilor au fost copiii. Aceștia nu au pierdut ocazia de a se urca în utilajele de intervenție. Cum e? Vă place? Da, este foarte frumos. Da. Știi ce fac oamenii cu acest Ei salvează oamenii care intră în necazuri în munți. Pe munte, nu? Da. Cu acest motor vin după ei? Da, pe zăpadă. Ai inspectat și alte echipamente? Da, mai văzut. Cunosc aceste echipamente, dar mereu mă fascinează. Serviciul Salvamont Gorj are una dintre cele mai bine pregătite și dotate echipe de intervenție din țară.